Venus, planeta iubirii și a banilor, intră în zodia Scorpion. Acest tranzit va dura până pe 29 decembrie și va aduce nativilor o dorință mai mare de conectare cu ceilalți și emoții intense. Berbec, vei putea gestiona provocările din mediul profesional cu ușurință și vei reuși să faci multe lucruri fără să te simți prea copleșit. Venus intră în Scorpion și va intensifica legăturile tale în următoarele săptămâni. Dacă te afli într-o relație sau ești într-o fază de întâlnire, așteaptă-te ca lucrurile să devină mai serioase pe parcursul acestui tranzit. Este important să nu uiți nici de visurile tale. Taur, norocul va fi de partea ta astăzi și îți va fi ușor să impresionezi pe cei din jur. Totodată, Venus intră în Scorpion în casa ta romantismului. Acest tranzit poate aduce echilibru în relațiile tale și poate îmbunătăți modul în care acestea te influențează. Gemeni, dacă ai posibilitatea să lucrezi de acasă astăzi, ar fi benefic să alegi această opțiune. Acest context astrologic oferă condiții ideale pentru găsirea liniștii în confortul casei, mai ales că ideea de a socializa s-ar putea să nu fie prea atrăgătoare. Cu toate acestea, fii atent la schimbările de dispoziție care pot apărea. Rac, popularitatea ta ar trebui să crească în acest context astrologic. Este totodată un moment potrivit pentru a te conecta cu familia și prietenii. Totuși, este esențial să rămâi organizat și să nu permiți stresului să te copleșească. Leu, contextul astrologic îți poate scoate în evidență abilitatea de a impresiona pe cei cu care lucrezi. Nu ezita să te faci remarcat, deoarece există șanse mari ca munca ta să fie recompensată pe măsură. Fecioară, călătoria lunii din zodia ta se îmbină cu energia lui Jupiter, oferindu-ți speranță că tot ceea ce îți dorești poate fi realizat. Ai încredere în tine și în potențial tău. Venus intră în zodia Scorpion, aspect ce aduce un stimul intelectual semnificativ. Balanță. Cu luna în Fecioară, în trigon cu Jupiter, planeta expansiunii, s-ar putea să simți mai multă susținere din partea celor care te iubesc. Acest context astrologic pune accentul pe importanța legăturilor intime și îți amintește că nu trebuie să duci totul singur. Scorpion. Astăzi s-ar putea să constați că este extrem de ușor să răspundești dragoste în jurul tău. Profită de această energie pentru a transmite mesaje pozitive unui grup mare de oameni. Armonia va fi prezentă și mai mult atunci când Venus își începe tranzitul prin propriul său semn zodiacal. Săgetător, contextul astrologic îți va activa sectorul profesional. Acest aspect astrologic îți oferă oportunitatea de a te evidenția în rândul colegilor. Profesionalismul și determinarea ta ar putea fi recompensate în această perioadă. Capricorn, săptămâna debutează cu luna în Fecioară în trigon cu Jupiter, planeta marilor beneficii. Este un aspect astrologic ce îți poate aduce noroc, optimism și creativitate. Profită de această energie pentru a-ți explora visurile și pentru a identifica ce te entuziasmează cel mai mult. Vărsător, contextul astrologic te îndeamnă să acorzi atenție îngrijirii personale, dar și relațiilor cu membrii familiei. Este un moment excelent pentru consolidarea și extinderea legăturilor intime. Te vei simți extrem de bine în compania celor care cred în tine și te sprijină. Pești, cu luna în Fecioară, în trigon cu Jupiter, îți vei putea exprima liber iubirea. Este un climat cosmic perfect pentru a te conecta cu cei dragi. Această energie este de asemenea excelentă pentru flirt și romantism. Odată cu intrarea lui Venus în zodia Scorpion, dorința ta de conexiune spirituală se va amplifica. Asigură-te să îmbini căutarea echilibrului cu rugăciunea sau meditația. Relatează Antena 3.ro.